mai veche decât timpul, mai știutoare de povești decât mulți dintre oamenii ce i-au trecut pragul, Biserica Ortodoxă de Lemn din Apșa de Mijloc are nevoie de ajutor. Așezată pe deal, stă încă de strajă pentru oamenii ei din vale. Parcă din ce în ce mai puțini o văd, în timp ce își clădesc case de piatră cum au văzut ei prin țările prin care viața i-a aruncat să muncească. Lemnul de stejar al caselor de demult a devenit amintire jos în vale. Unii spun despre biserica închinată Sfântului Nicolae că ar fi fost ridicată pe la 1428. Alte texte contemporane îi datează lemnul din care este făcută încă de pe la anul 1000. Oamenii de azi, mărturisitorii unui secol împrăștiat în cele materiale, nu o mai bagă în seamă. Ea, tăcută și uitată, își plânge șoptit jalea asemenea unui Hristos părăsit pe cruce. Acoperișul stă să-i pice la o ploaie mai puternică. Picturile refăcute cu stângăcia slugarnică pentru regimurile ce au tolerat-o de-a lungul secolelor riscă să dispară într-un râu de vopseluri amestecate. Doar ea și cea din Ieud sunt cele mai vechi biserici de lemn din Maramureș. Din păcate, cea uitată este ea, cea de peste Tisa. Certificat de naștere al bisericii nu prea este de găsit prin arhivele îndepărtate. Unele au ars, altele stau închise. Memoria colectivă așa păstrează că acolo, pe deal, e biserică de pe vremuri. Document ce s-a păstrat, dar nu original, dar o copie transcrisă din fosta Uniune Sovietică, nu cam sună acolo în rusă, dar în română, dacă aș traduce, această biserică a fost întărită temelia la 1428. Alții spun, și eu ar fi și eu de acord, că e încă mai veche undeva, 1390-92. Numai nu a fost cine să o fixeze documentar, printre altele noi știm că datorită maghiarilor ei au început primele lucruri administrative să le ducă regulat și să formeze primele arhive, datorită lor, când și-au trimis ei soli prin sate, au fixat că aha, este biserică, înseamnă este comunitate, înseamnă cineva trăiește, cineva are nevoie de o închinăciune, are nevoie de să se roagă Dumnezeu și așa mai departe. Prin urmare, datorită, să zicem așa, forțelor maghiare existente pe acele timpuri, a putut să fie înregistrat a noastră biserică. De ea este încă și mai veche, dar, cum am spus, eu sunt crezut, fix așa ca și localitatea noastră. Se spune că anul nașterii lăcașului de închinăciune a fost dăltuit în lemnul vechi de stejar din primul strat al bisericii, care a fost îngropat în pământ. Cât despre religia românilor din acele vremuri, maramureșenii spun că ei, fiind din neamul dacilor liberi, au fost creștinați de către apostolul Andrei. Mai departe, fiecare domnie străină care a trecut peste românii din Maramureșul istoric și-a adus cu ea și religia. Iar slujbele se țineau într-o limbă greoaie pentru oamenii simpli, dar cărțile ritualice, unele dintre ele care s-au păstrat până azi, erau scrise în limba slavonă veche. Vreo 15 ani în urmă am avut o delegație de la UNESCO care erau formate din câțiva bărbați. Și la un moment dat vorbeam despre biserică, nu știu ce se uitau la biserică, la lemn, calitatea, nu știu ce au înțeles acolo, habar nu am, dar unul dintre ei zice, părinte, vrem să facem un test al lemnului. Și zic, cu mare drag, dar îmi spuneți, îmi explicați și mie ce înseamnă, ce faceți, ce lucrați. Și, să zic, a scos un domn o cutie, a luat o așchie din lemn, a pus acolo, așteptăm, nu știu ce, am stat, poate vreo 20 de minute, jumătate de oră, poate până... Nu știu ce a apărut acolo. Și îmi spune părinte, zice, dar biserica cu mult e mai veche. Lemnul din biserică are undeva în jurul anului, are undeva tăiat în jurul anului 1000. Manșa de eroare plus minus 50 de ani. Se spune că pe vremurile de demult, să tot fi fost pe la începutul secolului al XV-lea, în sat ar fi locuit 80-100 de familii care nu aveau un loc de închinăciune.
Casele în vremea aceea se făceau numai pe dealuri, așa că după multe discuții aprinse, dealul cu stejari mai falnici a fost ales ca loc pentru biserică. Primii preoți au fost doi dintre cei care aveau să înființeze renumita mănăstire din Peri, din apropierea Tisei. La noi biserica o consider originală după cum a fost, dar s-a adăugat. Deci a fost primul strat, deci dacă luați în considerație cum se fac bisericile cu diferite stiluri, gotic sau contemporan, de piatră sau mai nu știu cum, la întâi era doar primul, cum se spune, primul etaj, prima temelie cu un simplu acoperiș. Apoi, undeva pe la anul 1600, s-a opus al doilea și apoi 1700 ceva, cu turle, cu tot s-a înălțat, să pună în sus, că chiar înăuntru este o scară care ajunge până la... De atâta ei originală cum îi, încă s-o adăugată să straturile acestea. Pentru maramureșenii care au purtat dintotdeauna titluri nobiliare, biserica a avut de îndeplinit mai multe roluri, nu numai acela de lăcaș de cult. Poate tocmai de aceea, fiecare cneaz care stăpânea pentru o vreme pe acele locuri avea nevoie de o biserică, să-i susțină și puterea în fața celorlalți. Să construiești o biserică, să aduci preoți care să le vorbească oamenilor despre Dumnezeu, asta însemna să fii om de vază în vremurile acelea. Din turla bisericii, din pridvorul de fapt, de unde pornește turla, acolo era întotdeauna, zi și noapte, un om. Unul care era în slujba comunității și urmărea tot ceea ce se întâmplă și, în special, urmărea, știu eu, evenimente cu consecințe tragice pentru comunitate. Adică, acele cataclisme naturale, incendiile devastatoare, care erau frecvente în vremea aceea, puhoaiele, adică dezlănțuirea apelor după ruperile de nori, dar urmăreau și năvălirile unor hoarde străine care veneau cu gânduri rele, nu? Și pentru fiecare în parte existau niște semnale pe care le executau pentru a atenționa comunitatea. Semnalele erau prin bătaia clopotului. Iată că, în primul rând, construcția aceasta, dar și instituția în sine, avea și această funcție, să zic, strict utilitară și extrem de necesară și importantă pentru comunitate. Apoi, aici s-au întâmplat principalele evenimente din viața omului. Nașterea, căsătoria și moartea și secvențele intermediare sunt legate strict de această biserică. În Ieud mai este o biserică de lemn la fel de veche ca aceasta din Apșa de Mijloc. Cândva, la poalele ei, a trăit unul dintre cei mai buni ridicători de biserici de stejar, Gavrilă Hotico al lui Herenta, nepotul unui alt Gavrilă ce a fost la Alba Iulia și a semnat pentru unirea cu România. Gavrilă de acum, din secolul al XXI-lea, mai știa ce înseamnă construirea unui biserici de stejar numai de la un gând și fără să folosește altceva decât lemn, daltă și ciocan. Și rugăciune, bineînțeles. Eu zic că chiar niciun material nu e așa cald, nu simțești căldura ca și cum simțești căldura lemnului. Indiferent, adică fierul și are șpanul lui, nu poți să te încălzești de la el. Casa de cărămidă sau de bolțar, dacă pui mâna pe ea, e rece și vara. Pune mâna pe o casă de lemn, că e caldă, iarna, în ianuarie e cald. Deci asta e lemnul și asta e cel mai apropiat de sufletul omului. Ne întoarcem la povestea bisericii din Apșa de Mijloc, gândind că în altă vreme, în alt timp, Gavrilă Hotico al lui Herenta din Ieud ar fi știut a glăsui cu lemnul înnegrit de timp și ar fi aflat tainele. Una din ele e că pe vremea când turcii au stăpânit aceste locuri, biserica din deal a supraviețuit și chiar a trecut printr-o perioadă de înflorire. Stăpânitorii otomani au dat mare importanță scrierii slavone pe care o știau doar preoții, așa că... În schimbul picturilor făcute pe cheltuiala turcilor, preoții creștini învățau scrisul slavon pe unii dintre curierii turcilor. Alta a fost situația
când ceva mai spre zilele noastre, conducerea sovietică l-a vrut scos pe Dumnezeu din sufletele oamenilor și a transformat bisericile în depozite, ambare sau discoteci. Biserica din deal, ocrotită de Sfântul Nicolae, a devenit muzeu. Unchiul meu era director de școală și membru de partid și pe lângă alte era și un bun istoric. Și ultima vreme a transformat, după părerea mea, un lucru nou, trebuia de făcut foarte bine, biserica în muzeu. Multe icoane ce se află și în prezent acolo au fost restabilite la Lvov, aici la noi, la Ucraina, la Ujgorod, și chiar aici pictori locali care au venit și au lucrat pentru a restabili și iconile, fiindcă sunt două rânduri de icoane. Cele ce s-au tras un strat peste ele, dacă s-ar avea posibilitate că să se restabilească, s-ar găsi, dar cele au fost într-o stare foarte demodată și nu s-au cunoscut sfinții pe păreți. A dus lucruri vechi și a făcut muzeu. Pe timpul lui Gorbaciov, în 1988-1989, s-a mai pustit religia și s-a deschis biserica din sus, s-a făcut reconstrucție. Cu părere de rău, au pictat păreții și unde și unde mai și acum apară, dacă o să plecau la biserică, apar icoanele acelea vechi care au fost făcute pe pereți foarte frumoase. Au rămas bisericile, de ce au rămas? Oamenii au avut grijă într-un fel de ele ca să se păstreze pentru a-și împlini noua funcționalitate. Dar în sufletul lor, toți aveau grijă pentru că știau că aici e biserica noastră. Și mai existau încă preoți care ieșiseră din închisori sau n-au murit toți în închisori, care întrețineau această atmosferă a credinței în Dumnezeu, a credinței religioase. E foarte interesant cum activiștii sovietici au interzis și au batjocurit și au profanat numai alte biserici decât cea pravoslavnică, de care nu s-au atins, ceea ce e un lucru meritoriu, pentru că măcar prin Biserica Ortodoxă și-au satisfăcut nevoia de credință și nevoile sufletești maramureșenii noștri de dincolo și nu numai de dincolo, și de aici. Faptul că a rezistat până acum dovedește că este totuși casa lui Dumnezeu și o păstrează El pe parcursul timpului. Dacă a rezistat pe vremea comuniștilor, când era transformat într-un muzeu și nu avea nimeni voie să meargă să facă o slujbă sau să citească o rugăciune. Am auzit istorii de la mama mea care povestea că veneau creștinii noaptea să se roage la zidul bisericii. Azi, biserica de stejar din dealul de sus al Apșei de Mijloc își plânge în tăcere neputința. Renovarea oarecum improvizată făcută cu ani în urmă și-a pierdut din rost. Acoperișul din șindrilă s-a deteriorat aproape în întregime. Să știți, este o problemă dureroasă pentru mine, pentru faptul că, într-adevăr, am făcut multe, multe, multe demersuri și rezultatul egal cu zero. Dacă ar spune zero întreg și m-ar bucura pe undeva, rezultatul egal cu zero. Concret nimic nu s-a făcut. Mă întâlneam cu cineva și nu numai că mă întâlneam, dar și vorbeam câteodată și pe Facebook, pe Messenger, mă rog, rețelele de socializare cu mai multă lume care era interesată să facă ceva pentru biserică. Și cam asta întrebarea. Părinte, cu ce să vă ajutăm? Ce să facem? Oameni buni, niciodată n-am spus dați-ne bani că vrem să facem reparații, restaurare. Nu. Faceți ce vă lasă inima, ce vă lasă sufletul, aceea să faceți. Pentru că sunt absolut încrezut în ceea ce spun, că pur și simplu lumea ultima vreme cam are alergie de la cuvântul pur și simplu ban. Și mai ales dacă banul este legat și de popa și de biserică, acolo este o alergie și cu mult mai mare.
am spus atunci, oameni buni, de exemplu, dacă avem nevoie de draniță, uitați, este un om acolo sau un om în altă localitate sau în altă parte care vă tocmiți, grăiți, vorbiți absolut. Adică și în drila. Da, da, și drila, da. Care ar putea să facă lucrul ăsta. De exemplu, meșterii. Să ai că să fiu, să, de exemplu, dacă eu m-aș socoti în cazul acesta, m-aș socoti un fel de motor care aș porni lucrurile acestea, dar la urmă urmei aș lăsa fiecare doritor să ajute cum îl lasă sufletul și cum vrea să facă. Ați venit la noi, slavă Domnului, vreme, aveți parte de o vreme frumoasă. Dar când plouă afară, cam ne-am făcut ceva, am pus acolo ceva tablă, am făcut asta, știm că nu este pe mult, pentru că nu știu, dacă merg lucrurile așa cum merg, cred că 2-3 ani de zile și partea din stânga a acoperișului, de la acoperișul bisericii, o să aibă mult de suferit. Cum a rezistat ea de aproape 700 de ani? Nu știu cum a rezistat 700 de ani, dar nici nu știu cum o să reziste viitorii 7 ani. Spuneam câteodată că dacă ar avea gură să vorbească biserica asta, ar vorbi multe, pentru că a văzut multe, a fost martor la multe, multe, multe lucruri care s-au petrecut în această localitate, în acest ținut. Eu cred că lumea, să zic mai de mult, era poate mai credincioasă. Știți, eu spun ceva care, o să spun ceva care nu convine, nu ne convine nouă românilor să le auzim aceste lucruri. Eu știu că cineva poate o să fie supărăcios auzind aceste lucruri. Dreptatea nu are importanță, cum n-ar fi, că doare, că este aspră, dreptatea este una. Mă miră faptul când călătoresc printr-o, eu știu, o parte a regiunii, mă rog, și mai ales prin satele ucrainene. Și știți ce mă miră faptul acolo? Văd case mici și biserici mari. La noi biserică, casă mare și biserică, numai că mică, dar biserica în starea în care se află. Eu nu înțeleg aceste lucruri. Poate este momentul și cazul când totuși este, a trebuit să mai strigăm, să urlăm începutul imnului. Deșteaptă-te, români, deșteaptă-te, creștine. În România ați încercat să cereți sprijin pentru renovare? Am încercat. Am încercat, vorbeam cu cineva de la consulat, ce să facem. Părinte, cu părere de rău, nu avem astfel de proiect ca să putem înainta un astfel de proiect pentru restaurarea bisericii. Aici, la noi, în Ucraina, am bătut cam la multe, multe ușe. Și nu mi-a spus nimeni în față, mă, du-te că ești român. Dar m-am simțit cumva marginalizat pentru singur fapt, că sunt român. Și în România aici suntem văzuți, nu știu, îmbrăcați, nu știu cum și nu știu ce. Nu vreau să fiu obraznic în privința aceasta, aș avea foarte, foarte multe lucruri de comentat. Dar pur și simplu, singurul fapt că când ești, ți se închide ușa în nas, când trăiești numai dintr-o promisiune în alta, și la, să zicem, dacă ai vorbit cu un ucrainean, mă rog, nu are importanță ucrainean sau cine ar fi din stat ucrainean, poate și român să fie, de ce să nu, de la cel mai mic nivel până la cel mai înalt nivel, tot cu promisiuni trăiești. Orice lucrare de restaurare ar trebui făcută pe baza unui plan bine stabilit și de către oameni care se pricep la așa ceva. Bisericile Maramureșului României sunt incluse în patrimoniul național și universal. Alta este situația celei din Apșa de Mijloc. Biserica nu este scrisă în patrimoniul național, nu are nicio legătură cu UNESCO. Cu toate că am încercat cumva, am încercat să scriu și la organizația, da, de la UNESCO, de la Austria, și acolo, nu știu, am avut impresia că vreo un an de zile tot ceea ce scriam, tot ceea ce trimiteam ajungeau într-o groapă sau nu știu să citească acolo, nu mă înțeleg. La un moment dat cineva mi-a răspuns, părinte, scurt și clar, nu vă putem ajuta absolut cu nimic. Cu toate că n-am cerut ajutor, n-am cerut nimic absolut, pur și simplu să spun părerea în privința bisericii. Domnii care erau de la UNESCO undeva 15 ani în urmă, dar erau tot aduși printr-o televiziune din Ungaria, Duna TV, dacă nu mă înșel, și îmi spune unul, zice, părinte, totuși trebuie să faceți ceva, da, o să facem. Dacă, de exemplu, ucrainienii nu văd, românii nu ne aud, la noștri nu le pasă, atunci eu o să fac ceva personal. O să iau dranița
cindrila de pe biserică și o să pun tabla acolo. Și spune, părinte, o să vă închidă, să vă închidem închisoare. Păi, închidem-i-ți dacă să cotiți că asta e normal. Nici eu nu am de gând să fac lucrurile să pun tabla pe biserică, dar pur și simplu, nu știu. Viitorul nu pare deloc liniștitor pentru Biserica Sfântului Nicolae din Apșa de Mijloc. Cealaltă biserică de lemn din localitate, acum greco-catolică, ridicată pe la 1776, a fost restaurată cu sprijinul oamenilor din parohie, dar mai ales al unor asociații și fundații din străinătate. Noi am stat de vorbă cu unul dintre viceguvernatorii regiunii Transcarpatia, care, spre surprinderea noastră, a intenționat să ne dea chiar o veste bună. În bugetul regional avem prevăzut un program destinat conservării, restaurării bisericilor vechi din lemn. Avem o astfel de finanțare la biserica din Voloveț, deși este vorba despre o sumă mică. În privința bisericii din Apșa de Mijloc, mă voi interesa despre ce este vorba, dar avem activități în acest sens și finanțări din bugetul regiunii pentru astfel de lucrări de conservare și restaurare a bisericilor vechi de lemn. Obișnuiți cu promisiunile autorităților de peste tot din lumea asta, oamenii gospodari încearcă să-și facă singuri planuri, în timp ce specialiștii se roagă în gând pentru o trezire la realitatea tuturor celor ce s-ar putea implica în păstrarea dovezilor existenței de secole a românilor din Maramureșul istoric. Ne-am propus altceva, vorbeam cu ceva cu lumea de la biserică. Pentru asta, noi în câteva luni de zile am adunat suma asta de 1850 de dolari. Am spus, facem în felul următor, avem suma asta de bani care avem acolo adunată în biserică, eu știu, mai adunăm ceva și cumpărăm măcar acolo 100-200 de metri pătrați de șindrilă. La altul an poate cumpărăm mai 100-200-300. Într-un an poate plătim meșterii, zic, și în așa etape poate o să facem ceva. Dacă n-ai cum altfel să faci. Bisericile acestea trebuie și pledoaria noastră și a dumneavoastră prin ceea ce faceți e extrem de necesară pentru a conștientiza decidenții să aloce niște sume infime în ultimă instanță în raport cu altceva, tocmai pentru a restaura și a transmite peste veacuri și peste generații a ceea ce ne-au lăsat nouă. În centrul geografic al Europei, pe dealul stejarilor seculari de altă dată, o biserică mică de lemn își plânge trist durerea, așteptând ca din oamenii care i-au trecut pragul măcar unul să o ajute să ducă mai departe, peste secole, povestea credinței creștine și a unui neam de maramureșeni din dreapta Tisei. Mă aduc aminte versurile unui scritor, Vasile Militaru, care spune în felul următor: nu știu, preoți îți devine sau devine suntem noi. Eu văd aici, mă simt vinovat cumva, mă simt vinovat față de înaintașii noștri, mă simt cumva dator față de generația viitoare. Pentru că dacă mă duc din această parohie, mă duc din această viață, ce le las? Le las o biserică dărâmată. Și asta nu e vorba de persoana mea ca preot, paroh în această parohie. E vorba despre toți cei care trăim la momentul de față în această parohie. Pentru că am primit o biserică frumoasă și o lăsăm așa cum este.